Salutare tuturor! Bine ați venit acasă la Stribliniu, la campionatul de fotbal vorbit. Întâi despre Radu Drăgușin, care până la ora la care o să vedeți voi acest vlog, este posibil să fi și debutat la Tottenham deja nu era pe lista de titulari, Romero și a revenit magic la apariția lui, dar probabil că în viitorul apropiat se va întâmpla și uh, lucrul acesta, titularizarea sau uh, debutul. Uh, poate să apară destul de curând, mai ales dacă Posecoglu hotărăște să joace și într-o linie de trei fundași centrali, datele arată că Radu Drăgușin a jucat de multe ori la Genoa într-o linie de trei fundași centrali, de al minter, el poate juca pe oricare post de fundaș central, dacă se joacă cu doi, fie în stânga, fie în dreapta, deși este un jucător de picior drept, se adaptează bine oricărei situații. Poziția sa este, a fost încurcată și surprinzătoare, din mai multe motive, pentru că Genoa nu ar fi vrut să vândă, dar a vândut la prețul pe care l-a considerat corect 30 de milioane de euro, este o sumă importantă pentru o echipă care este la jumătatea clasamentului din Italia, a avut Genoa și alte opțiuni pe masă. De exemplu, a avut de la Napoli, a avut un schimb de jucători, a avut schimb de jucători propus chiar și de Spurs. dar au fost foarte încântați de faptul că uh, toate am a plătit cash și a dat cea mai mare parte a banilor cash, ori cluburile au nevoie de bani cash. Gilardino, Alberto Gilardino, antrenorul Genoa și, uh, mă rog, fostă mare glorie a fotbalului italian, s-au opus din răspurtări transferului lui Drăgușin pe care îl vedea unul dintre jucătorii săi importanți și unul dintre titular, dar în fața finanțelor clubului, sigur că nu a avut multe de spus la un moment dat când visteria s-a umplut. Ăsta e un lucru de spus. Oferta de la Bayern a fost cât se poate de bună, cât se poate de concretă. Jucătorul Urma să primească mai mulți bani din partea uh, celor de la Bayern München și, de asemenea, uh, și clubul din Genoa poate să fi câștigat mai mulți bani în această întâmplare, dar, în mod foarte clar, uh, Drăgușin le-a transmis tuturor că nu va merge la Bayern München. Motivul este unul destul de simplu. În momentul în care a fost la Juventus, Drăgușin nu a apucat să joace la un club foarte mare, pentru că și a devenit un jucător de împrumut, cum se spune, a fost trecut pe la mai multe echipe, Sam Genoa, pentru că existau acolo pe posturile alea oameni care aveau întâietate. E un jucător tânăr, e un jucător care vrea să joace în primul rând, sigur, e și visul lui să joace în Premier League, Asta o spune de mulți ani, dar în primul rând el a vrut să joace. Ori la Bayern München, în ciuda promisiunilor lui Tuchel, el avea o concurență mult mai serioasă și este greu de crezut că ar fi jucat încă din primul sezon, din primele luni sau din primul an. Marea lui temere a fost că ajunge jucătorul lui Bayern, că e la o echipă importantă, după care Bayern începe să-l redistribuie la diverse echipe ca să-l crească, adică să îl fi văzut ca un jucător de investiție mai curând. Postecoglu i-a promis că va juca și că va juca destul de repede. Și atunci și atunci cred că mai este un element care a contat în această discuție. Faptul că familia lui Radu Răgușin, zic ziarele internaționale, se cunoaște foarte bine cu Fabio Paratici, care este fostul director sportiv uh, al celor de la Tottenham Hotspur. El nu mai poate fi director sportiv pentru că este implicat, după cum vă aduceți aminte, în scandalul acela legat de jocurile la pariuri. Uh, ale celor doi jucători italieni care, pă, mă rog, au și fost uh, suspendați. Și Paratici pare că era unul dintre cei care știa. În fine, uh, Paratici... Trebuie să fie avut un cuvânt de spus de alminter Paratici l-a -a pus pe lista scurta lui tot pe Radu Drăgușin, de acum doi ani când l-a văzut jucând în uh, meciuri uh, din Italia, i-a plăcut de el, el are o contribuție și când l-a adus la Juventus, la uh, o vârstă destul de mică, tot Paratici este cel care a lucrat acolo și uh, are mare încredere în jucătorul român și atunci s-ar putea să fi contat. În plus faptul că Daniel Levi și Johan La Lani au lucrat până la 3 dimineața și au stat cu familia lui Drăgușin la, la telefon, pare să fi avut o mare importanță în această speță. În orice caz, toți acești oameni l-au convins pe jucătorul român să accepte o înțelegere care e mai puțin importantă financiar decât cea pe care ar fi putut să o obțină, să vină să joace și probabil că i-au făcut această promisiune fermă că la un moment dat el va uh, juca. Acum nu a fost primul pe lista lui Tottenham, a mai fost un jucător de la Nice, dacă nu mă înșel, și încă unul de la Crystal Palace, dar cele două cluburi nu au vrut să vândă sau cel puțin nu la prețul pe care Drăgușin a avut un preț mai mic, asta e ideea. Dar de ce era pe lista scurtă, poate vreți să vedeți, pentru că există date publicate, de exemplu Diatletic publică datele lui Drăgușin, cele la care se uită scoutării cluburile pe profesioniști de fotbal. De exemplu, la capacitatea de apărare, el are un scor de 86 din 99 și spun așa scoutării, domnule, cu cât scorul ăsta este mai mare, înseamnă că aparatorul este mai bun în fața situațiilor generate de pressing-ul advers și că reușește să împiedice acele situații sau să iasă bine din uh, ele. Și asta arată scorul lui de 86, arată că este un uh, apărător foarte bun. Uh, de asemenea, este uh, uh, un om care uh, este driblat foarte greu. 89,9 din 100 de driblinguri în fața lui au eșuat. De fapt, există date, sezonul trecut el ar fi fost driblat o singură dată de către un adversar. Drăgușin la înălțimea lui, 1,91 m, era al treilea cel mai bun jucător la cap din defensivă în... Italia cu un scor de 69,9%, deci 70% și de asemenea figurează cu o cifră de 72 din 99 de mingi jucate în care o advers, deci dacă mingea ajunge la el în care o advers se află la o fază în care o advers, el e unul dintre jucătorii care nu pierde mingea, acolo reușește să scoată ceva. Date bune pentru fotbalistul român, sigur e o etapă de drum, poate va și juca, poate va deveni uh, titular. Mare avantaj este faptul că uh, are un singur cartonaș galben sezonul trecut, asta contează la Tottenham, după cum știți acolo Romero ia cartonașe roșii pe bandă rulantă și Tottenham vede asta ca, cum să zic, un plus pentru român. De asemenea, nu are dispoziția de a ieși la intercepții și de a merge în față, ceea ce iarăși îl compensează pe Romero care face asta din plin cam asta despre Drăgușin să-i ținem pumnii, poate va debuta bine, poate va debuta frumos poate va deveni un jucător important și ce e interesant aici e că lucrurile se leagă, dacă vezi un român bun care face treabă, după asta el va trage alții la echipele respective un eveniment asupra căruia ne-am uitat mai puțin, la finalul lunii decembrie, Curtea Europeană de Justiție a dat da, cred că ăsta e termenul a dat dreptate Barcelonei, Madridului și altor cluburi care sprijină înființarea Superligii și a spus așa că practicile pe care le folosește UEFA împotriva acestor cluburi sau împotriva acestei și împotriva reprezentanților lor, lor compania 22 sunt nelegale și că oamenii ar putea să aibă dreptul de uh, a-și face o ligă cam asta este decizia Curții Europene de Justiție, adică ea dă drumul la concurență acum compania care se ocupă de înființarea Superligii A22 îi spune că ăsta este un mare succes și că va merge mai departe. Adică va crea această ligă, a prezentat și un proiect, 64 de cluburi, trei divizii în care se află cele 64 de cluburi, se urcă în divizie, se promovează și se retrogradează în funcție de un număr de meciuri. Acum eu am mai venit cu un fel de găselniță, să spunem așa, cei de la 22 și au spus domnule, vom face o ligă în care accesul la televizor, accesul fanilor la meciuri să nu mai fie îngrădit, să nu se mai plătească. La noi, asta în România nu pare o problemă, pentru că noi plătim foarte puțin, foarte puțin spre insignifiant ca să vedem fotbal de calitate, în sensul în care pă, nu mai știu cât e abonamentul la cablu, dar în orice caz poate până în 10 euro, ca să avem toate ligile și toate meciurile pământului pentru că rețelele de la cablu de la noi suportă costurile respective. Sunt uh, campionatul este o forță de atracție pentru internet și pentru pachetul de date, telefonie, ce mai vând oamenii ăștia acolo. Uh, în alte țări mai așezate nu este însă așa. Acolo accesul la fotbal este destul de scump. Oamenii plătesc foarte mult ca să vadă meciurile astea și uh, banii ăștia scoși din buzunar, spun a 22, îi duc la o lipsă de democrație a fotbalului. Eu spus așa, domnule, sunt miliarde de oameni care nu au acces cum trebuie la fotbal și lumea s-a întrebat și a zis, Buna, dar cum o să plătiți voi toate lucrurile astea? Cum o să plătiți cluburile? Sigur că scenariul este departe. Nu există un răspuns clar. Ai spun așa, Așa că audiența publicitară va fi atât de mare pentru această superligă, încât cine cumpără spoturi publicitare va plăti foarte mult. Dar totuși să reușesc să adun câteva miliarde de euro din spoturi publicitare pe care să le difuzeze sigur către o audiență globală pare un pas foarte curajos. Întâi trebuie să ai acordul cluburilor respective, dar nu mă gândesc eu că Real Madrid și FC Barcelona vor pleca la drum pierzând bani. Cred că aici e un model care trebuie să schimbe lumea fotbalului. Și încă ceva la final, lui Suarez a ajuns la Inter Miami. Uh, sigur că e o plăcere pentru cei de acolo și pentru grupul alcătuit din Messi Jordi Alba și Busquets să aibă un așa jucător lângă ei. Au jucat buni împreună, au câștigat tot ce era de câștigat, sunt buni prieteni mai ales Messi și Suarez și cei de la Inter Miami știu că Suarez, o spun că Suarez ar mai putea juca un an. Uh, măcar un an. Ciorez recunoaște că are probleme de sănătate, are o problemă cu un genunchi care s-a înrăutățit de-a lungul timpului, problema asta. Și spune, credeți-mă că sunt dimineți în care nu pot să merg. Sunt dimineți în care nu pot să mișc piciorul, sunt zile în care nu pot să alerg cu copilul meu uh, să jucăm fotbal prin curte, ceea ce este teribil de dureros, dar am o problemă și înaintea fiecărui meci iau trei pastile și fac o injecție ca să pot, uh, ca să pot juca. Durerile sunt intense, asta mi-aduce aminte de Thierry Henry, el avea această problemă la glezne Thierry Henry și spunea că la fel nu putea să alerge după copil prin casă, atât de tare îl dureau uh, gleznele. Da, aici soare spune, o să încerc să mai joc un an cu toate tratamentele astea, sper să fiu din ce în ce mai bine și uh, să -mi meargă mie lucrurile cât să, cât să poată deveni sau cât să poată juca acolo. E dureroasă povestea asta pentru sportivi de performanță și arată consumul pe care acești oameni sau mă rog, ce pățesc acești oameni în schimbul gloriei milioanelor, dar și pasiunilor absolut desăvârșite. Ne vedem și săptămânile următoare. Spor la treabă!